când eram mici, de pildă, ne duceam la țară, traversam la piață, ne duceam, traversam Bucureștiul singuri. Bucureștiul, la începutul anilor 60, era un oraș destul de sigur. Deci, exceptând partea de centru, exact așa cum a rămas ea după război, restul era un sat mare. Și oamenii stăteau în căsuțe, rari erau cu etaj, cu grădiniță, cu flori în față, cu... Și acum mi-aduc aminte de crăițe și colțunași, toată lumea avea crăițe și colțunași, nu știu de ce. Copaci, fructiferi, noi făceam tot felul de mici găști, ca să le spun așa. Toți aveam prăștii, toți aveam... Ne duceam în super expediții pe Valea Cociocului, care acum este Delta Bucureștiului, să zic așa, da? Nu exista televizor, nu exista frigider, încă mai funcționau acele fiare de călcat cu cărbuni. De parcă vorbesc dintr-un film, parcă zic de istorie, așa. Când mă uit în zona aia, e aproape incredibilă, e aproape incredibilă. Încă mai treceau pe stradă, de stradă în București, da? Treceau căruțe cu comercianți, unul vindea catran, altul avea în spate o chestie de lemn în care avea geamuri și schimba geamuri. Erau olteni cu cobilița care vindeau iaurt, vindeau legume,